În ziua de astăzi s-a ajuns să spunem că toate religiile sunt bune. Nu sunt bune, vi-o spun de la altar. Un singur, un domn, o credință, un botez. Nu există mai multe credințe. Oamenii au disecat, au modelat în așa manieră credința că au făcut-o de nu mai înțelege un talmeș-balmeș. De nu mai înțelege nimeni nimic. Care e adevărata credință? Aceea care este păstrată în Biserica lui Hristos dremăritoare. Aceea care e potrivită cu Evanghelia și cu învățătura Sfinților Părinți. Vedeți ce înseamnă să-și facă fiecare după mintea lui? Unde se ajunge? De asta este nenorocirea care e în lume acum. Că fiecare are Dumnezeul lui, fiecare are, iertați-mă, unii spun, dar ce Dumnezeu e iubire. Putem să trăim cum vrem noi, cum ne îngăduie poftele noastre trupești. Ce contează? Bărbat, femeie, nu contează, copii, orice. Nu e așa. Sfântul Cuvânt spune așa, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Toate sunt de folos? Ți-e îngăduit să te otrăvești, da? Du-te și otrăvește-te. Dar ți-e de folos? Nu ți-e de folos.